Flacăra Moreni luptă pentru cucerirea unui loc în bătălia finală a barajului de promovare. Cupa și mărunții, dar sigur, liderul Ligii a patra visează victorie după victorie, cu gândul la perioada de glorie de altă dată. Elevii lui Gabriel Paraschiv au început să se obișnuiască doar cu gustul victoriei, pe care face tot posibilul să-și o ajudece cu punctajul maxim. În etapa 30, Flacăra Moreni a făcut din nou o victimă. Recolta Gurașuții, care i-a predat o adevărată lecție de fotbal, impunându-se cu scorul de 6-0, grație dublului Alexandru Negrea, Andrei Iliescu și Ștefan Vlădescu. Nici contracandidata la promovare, Fecea Ninoasa, nu a făcut un pas greșit. În această etapă, învingând clar Comerțul Berzoaiele cu 5-1. În momentul de față, Flacăra Moreni ocupă în continuare primul loc în clasamentul Ligii a 4-a, cu un punct avans față de Fecea Ninoasa, care are un meci în minus disputat. Iată clasamentul din Liga a 4-a. Și în Cupa României, faza județeană, Flacăra Moreni debutează fără greșeală, după ce a trecut de sferturile de finală, impunându-se cu 3-1 în fața formației Știința Odobești. Rezultatul surpriză al acestei etape a venit din partea echipei de Liga a 3-a, Bradul Moreni, care a fost eliminată din Cupa României de FCM 2 Târgoviște, cu scorul de 3-2, după un meci extrem de disputat. Iar Athletic Fien și-a păstrat statutul de favorită și a învins la Râscăveți cu 4-1. Iată rezultatele complete.